La vârsta de 84 de ani, olarul Gheorghe Andrei a primit de la Ministerul Culturii titlul de tezaur uman viu. Originar din comuna de Leni, artistul este un promotor al culturii românești, iar întreaga sa activitate a fost premiată de către autorități printr-o distincție unică. Ceramica de la Poiana de Leni face parte din categoria ceramicii sătești utilitare și se remarcă prin vase nesmălțuite negre realizate prin două arderi. Gheorghe Andrei a deprins meșteșug de la remarcabilul olar Toadernică, al cărui nume a rămas etern asociat olării titlului popular din această parte a țării și târgului anual de ceramică cu cuteni 5.000 de la Iași. Nu cred că există în județul Iași o comunitate în care valorile, cultura și spiritualitatea să fie atât de bine cultivate și transmise generațiilor viitoare mai bine ca la Delen. Realizarea obiectelor de ceramică în mod tradițional și autentic este un adevărat spectacol al artei românești. Nea Gheorghe a făcut ca prin priceperea lui să avem o ladă de zestre atât de frumoasă. Primul de onoare, domnului Andrei Gheorghe din comuna de Leni, care a primit titlul de tezaur uman viu din partea Comisiei Naționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, secțiunea Prelucrarea Lutului. Este o onoare pentru mine să pot să-i ofer această diplomă pe care ați primit-o astăzi, tezaur uman viu. Este de o mare valoare acest lucru. Titlul onorific de tezaur uman viu s-a acordat pentru 15 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural.